În cadrul unei acțiuni desfășurate într-o pădure proprietate privată aflată pe raza comunei Moldovița, au fost găsite 4 posibile nade feromonale amplasate pe arbori într-o proprietate de aproximativ 10 hectare. Nadele feromonale sunt produse chimice de sinteză care au rolul de a atrage insectele dăunătoare pentru arbori în curse, unde pot fi numărate și eliminate. Amplasarea lor se face în baza unui plan exact în suprafețe infestate, cu înscrierea într-un inventar și în baza unor măsuri de management ulterior. Prin numărarea insectelor capturate se determină natura și intensitatea lucrărilor de combatere necesare. În general, se amplasează o nadă la 50-100 de hectare. Prin amplasarea nadelor pe arbori sănătoși se atrag insectele în pădurea respectivă și se produce uscarea ei într-un timp scurt, generând false produse accidentale. Conform legii, se poate recolta dintr-o pădure doar atât lemn cât crește, astfel încât volumul și calitatea pădurilor să rămână constante. Pentru proprietățile private, această regulă limitează profiturile obținute, deoarece se pot tăia anual doar volume mici. În momentul în care apar atacuri de insecte și uscări în masa ale pădurii, se poate solicita tăierea legală de volume mari de masă lemnoasă. Garda forestieră menționează că anterior faptelor descoperite în pădurea respectivă se ceruse depășirea cotei anuale de recoltare a masei lemnoase și erau puse în valoare câteva sute de metri cub de produse accidentale. Începând cu anul 2016, distrugerea intenționată a pădurilor este considerată atentat la securitatea națională a țării. În cauză s-a dispus o sesizare penală pentru distrugerea intenționată a pădurii, urmând ca organele de cercetare penală să identifice făptuitorii și vinovăția acestora.